Aproximativ 100 de copii și elevi, împreună cu părinții și cadrele didactice, au participat astăzi la vernisajul expoziției Ce am învățat la muzeu, desfășurat la galeriile de arte Ioan Sima din Zalău, unde au fost prezentate lucrări realizate de preșcolari, școlari și liceeni în cadrul proiectelor Sălașul Turistic, Zalău Cultură și Spiritualitate, pe urmele maestrului Sima, Casa Jocului și Povestea Lutului, desfășurate între anii 2011-2013. Printre instituțiile partenere acestui proiect se numără Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Episcopia Sălaj, Protopopiatul Ortodox Român Zalău, Primăria Fildu de Jos și Parohia din Comuna Meseșenii de Jos. În cadrul acestui proiect au mai fost implicate și asociațiile Promuzica Zalău și Asociația Culturală Catacomba Zalău, dar și școlile partenere, Liceul de Arte Ioan Sima, Colegiul Național Silvania, Liceul Teoretic Gheorghe Șincai și Liceul Sportiv Avram Iancu din Zalău, dar și școlile gimnaziale Iuliu Maniu, Simeon Bornuțiu, Mihai Eminescu și Gheorghe Lazar din Zalău, Școala Gimnazială Pustă Vale 2 și Mleu Silvaniei, Școala Gimnazială Aurelia și Lazar Cosma din Treznia, Școala Gimnazială Griji, Școala Gimnazială Bocșa, Școala Gimnazială cu clasele 1-8 Coșeiu, dar și Grădinița Reformată Dumbrava și Grădinița cu program prelungit numărul 1 Zalău. Expoziția este deschisă și poate fi vizitată până pe data de 14 iunie 2013.